seeds alive, and we're standing side by side as a shadow crosses my mind. What it takes to come alive, ooh, it's the way I'm feeling, I just can't deny, ooh, but I've got to let it go. Jumătate din amor s-a dus și astăzi e că te mai port în gând. Pozele cu tine am râd, iar eu suflet plin. Mi-ai dat numai jumătate, dragostea nu e așa. Trebuie să crezi cu toată inima ta. Nu voi mai privi înapoi, care eu am crezut în noi. Care plângem amândoi. Eu vreau tot, eu vreau totul sau deloc. Vreau să mă iubești cu foc. Dragostea nu-i doar un joc. Și astăzi ți-am dat toată inima. Eu n-am pierdut încrederea și nu mai pot trăi așa. Eu vreau tot, hey! Tot! Mă uitam repede pe Google să găsesc cine cântă piesa asta, că am un lapsus foarte mic. Eu vreau tot, eu vreau totul sau deloc. Elena Gheorghe cântă piesa asta, nu? Bună dimineața, bună dimineața. Elena Gheorghe, jumătate. Așa, nu mi-a aduce o aminte. Am văzut te incinți, te-ai luat la dans. Nu mai puteam să mai stau pe scaun. A fost așa un moment sensibil pentru mine, pentru că îmi place foarte, foarte tare Mădălina Manole. Așa. Și atunci am vrut cumva să-i aduc și un tribut în dimineața asta și m-am gândit că e o piesă tare frumoasă care trebuie să rămână în memoria tuturor. Ai făcut singură colajul? Da. Ai făcut tu o trecere așa din engleză în română? Am zis să îmbinăm cumva, știi? Cum ți-e începutul ăsta de an? E foarte, foarte mișto, îmi place foarte tare vibe-ul anului, nu știu. Te pare că s-a schimbat ceva? Nu știu dacă s-a schimbat ceva, dar eu mi-am propus la finalul anului 2020 să încep așa, cu multă pozitivitate, cu multă energie, optimism, știi? Și să am multe proiecte frumoase. Citesc aici din nou, nu scap de întrebările astea. 2 iulie s-a stabilit o dată anul trecut, nu? Da, s-a stabilit 2 iulie, sper să se și țină, știi, să nu mai pățim ca, iulie, mai sunt să nu mai pățim ca anul trecut. 6 luni, 7. Dar... până atunci, îți dai seama că profităm de momentele petrecute cu cei dragi, ca drept dovadă că de sărbători am fost în familie. Revelionul? Eee,
l-am făcut așa, cu un număr restrâns de persoane. De ce să mint, a fost o petrecere mică acolo. Crăciunul l-am făcut la noi în București, apoi am fost la mama și tata în Bucovina mică. Și apoi am mers la o pensiune undeva tot în Bucovina. Ți-ai făcut lista, știi că de la început de an se face o listă cu ce-ți dorești să se întâmple anul ăsta ca să atragi toate energiile pozitive, cum zice Bianca, să ne uităm la univers și să facem. Scriem pe o foaie, o punem seara acolo și ne gândim. Mi-am scris așa pe o listuță care se află în mintea mea tot timpul. Care-s primele trei chestii de anul ăsta? Îmi propun tare mult să rămână lucrurile așa anul ăsta, cum au fost și până acum, adică să am parte de multă dragoste, să fiu la fel de nu știu, de energic, așa, știi că eu mereu sunt băgată în priză, așa, dacă ați observat voi. Și îmi doresc foarte tare să fac mai mult pentru muzică. Mult. Că mi se pare că nu m-am ocupat suficient de mult, știi? Și atunci am zis că anul ăsta este momentul și că nu mă las. Am auzit că pregătești piesă nouă, scrie la mine aici, compusă de Eduard Sanda. Da, de Eduard Sanda. O, singură sau faci și eu colaborare? Nu, singură. Okay. Eu mai am o piesă compusă de Eduard Sanda, Sunt Vivar, am cântat-o chiar la voi aici, prin iulie, august, nu mai știu. Și, cum să spun, s-a legat o colaborare frumoasă între noi, o prietenie frumoasă și atunci am zis să continuăm demersurile. Acum vorbiți de la egal la egal și el e însurat? Și el e însurat și el e luat, el mai are un pas. Mai are un pas, mai are un pas, corect, el e logodit. Soțul ce face? Ce să facă? Valentin este foarte bine, s-a trezit de dimineață la 7:30. Se uită? Da, s-a dus, momentul? Mi-a dat zăpada de pe mașină și mi-a pornit-o să fie caldă când mă urc eu în ea. Se uită la noi, îl salut și iubesc. Salut, salut, Valentin. Și ce să facă? Pregătește și el acum album cu maestru Botgros. Oh, tare. Da, 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 o să lanseze în primăvară, acuș prin martie, poate. Anul ăsta cred că toată lumea se pregătește de muzici noi, mai ales că anul trecut nu s-a cântat, ci s-a produs mai mult, așa că anul ăsta trebuie să vedem muzici bune. Da, da, da. Și încă un lucru pe care mi l-am propus, să păstrez stilul, știi? Așa. Că e important. Adică autenticitate. Autenticitatea, da. Uh-huh. Adică dacă tot fac muzică, zic să rămân așa în sfera TikTok, mea. Astea merg? Am și pe TikTok vreo 50.000 de urmăritori. Nu pot să mă ocup foarte bine, că de dimineață până seara sunt la serviciu. Seara mi-e mai greu că mi-e lene, că sunt obosită. Dar mai postez așa din când în când. Serviciu de la ce oră la ce oră? Serviciu de la 8:30 la 5. Oh. Și să știi... Da. Okay. Lasă că și voi vă treziți la 6:30. Stați un pic. 8:30-5. Vreau să invit pe cei de acasă să intre pe Instagramul meu, Codruța Oficial cu 2D, pentru că mi l-am pierdut, cineva Gata. Mi l-a furat. Intrăm. Să cum nu e? Mai furați Instagramurile oamenilor. Cum cântăm aici? Cum căutăm Codruța? Codruța Oficial cu 2DF. Oficial cu 2F. Înainte aveam și eu un Instagram frumușel, adunasem prieteni. Gata, intrați repede, vă lăsăm o mică pauză cât să îi creșteți numărul de urmăritori. Mă uit repede, 6.985 ai în momentul ăsta. După pauză vă veniți. Să mi recuperez, veniți înapoi. Codruța Sanfira dimineața asta la Neața, noi ne întoarcem după.